Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să vă arăt cum poți să faci rost de Durstill fără să te duci în Magic Square sau Secret Peak mai rapid. Un exemplu, ești pe joc și ți-ai terminat daily quest-urile. Cred că toată lumea știe ce înseamnă quest-urile, misiunile zilnice. Un exemplu, dăm pe plus, dăm la mission. Uitați, putem selecta în momentul de față misiunea asta care trebuie să omorâm 40 de urși și o să primim 400 de Durstill. Tot dăm în jos. Mare atenție, uitați-vă sus, request și la mystery, nu numai la mission și la request. Dăm în jos. Ok, vedeți reward-urile care se dau. Mergem la al doilea, Mission Castle Backstreet. Aici, dacă luăm misiunea, trebuie să tot așa să omor 60 de monștri și îmi dă 600. Bun. Și uite câte iteme mai îmi dă, care itemele, celelalte iteme e bune pentru craftat. Mergem la al treilea, Bishon Town. Aici, ok, la fel. Ia uite, aici iară, 80 de bucăți de monștri, trebuie să omor. Recomandat PS ar fi 14.648. De 3 ori, deci de 3 ori trebuie să fac acea misiune asta pentru 1000 de Durstill. Plus copper, plus experiență. Uite, mai vine o misiune. Trebuie să... asta am terminat-o. Trebuie să iau Nefariox Horn. Aici cred că am făcut un videoclip scurt despre treaba asta. De care ne dă 2000 de Durstill. La fel, aici tot, la fiecare trebuie să le faceți. O să aveți nevoie de ele. Ia, aici l-a recomandat 44 de PS, de 44K PS și uite de ce nu dă. Steel, or, de care aveți și voi nevoie. Platinum, pentru arme. Durstill, la fel, aici la lower, Dead John. Gorge. Blue Dragon statuie. Bine, asta înseamnă să faci, deci un exemplu, dai pe accept mission, te duci acolo, faci misiunea de care ți-o dă ei, trebuie să omori 70 de monștri. Dacă ești de level de PS-urile alea sau pe aproape sau ai un prieten care are PS-uri mai multe decât 45.000, un exemplu, și te tot duci. Din misiuni poți să faci Durstill foarte repede. Să nu mai spunem de un loc, o să renunț un pic aici, de un loc destul de bun. Ar fi Bishon, nu, două minute, că acum trebuie să mai aduc aminte. Cred că pe aici. Nu. Bishon Labyrinth, două minute. Temple 3 effort fee. Stai că... acum am un lapsus și nu mai știu, efectiv. Că mi-a fost pe limbă înainte să le spun pe celelalte. Gathering, Quartz, nu. Bă, și pe acolo poți să te duci. Puteți spuneți pauză. Aici încă nu. Aici la misiuni a fost. Bun, Crystal Four. Crest. Nu, avem și noi destul de multe. Uite, un exemplu unde a fost, unde sunt acum. Crystalline Forest. Poți să craftezi energii, gathering, coare, adică să dea la sap în două locuri. Poți să te duci, mă, da, o închis, nu cred că l-a închis. Bishon Valley, aici. Un exemplu, mergem la aici. Deci, suntem la Bishon Valley, dăm pe 2F, dăm la Durstill. Hai să vedem de acum, din câte am înțeles, chiar ieri, în 7 sau în 6 luna asta, și-au luat în jur de 8 milioane de caractere bani. Ia, vedeți, dacă prindeți aici loc, cum am și zis în episoadele trecute, puteți să lăsați cam toată seara și dacă vă prinde loc, puteți să stați la minat. Deci, 8 caractere, nu, 8 milioane de caractere, zic eu, acum că au fost mai multe, numai este de mai sus cunosc. Un exemplu, mergem dincolo. Chiar asta am vrut să văd acum. Dacă s-a mai eliberat, să spun așa.
Bun, aici suntem într-o zonă destul de mare. Ia hai să vedem acum dacă un exemplu mai e careva care folosește de-astea. Ce-a folosit înainte, știi și voi, na? Cred că ați văzut în episoadele mele. Să zicem că nu băgăm de seamă primul. Ia uitați, aici cam pe toată mapa. Bishon Valley 3F. Pe toată mapa, deci începând de la 1F, 2F, 3F, 4F. Și asta nu știu, crucă, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce, pe asta cred că e un boss destul de mare. În 4F, dar vedeți, monștri au level 65, deci voi trebuie să nu-i omorâți pe ei, să mergeți numai pe Darksteel. Deci căutați toată mapa. În 4F poți să faci PK. PK-ul v-am... Pe ăsta, cum ar fi un fel de PvP între caractere. Mergi și-l omor pe ăsta. Eu cum ar fi, mă duc și-l omor pe ăsta. Aici, dar nu pot, pentru că aici îmi fac PK. PK-ul PvP status. Așa că noi o să mergem. Nu, cred că stai să nu mă blochez. Ok, uite-te la asta. Xena. Dacă pe ăsta-l face și clar. Ba, uitați hackerii. Îi vedeți? Da, înseamnă că încă mai există. Deci din 8 miliarde sau milioane de caractere, încă există hackeri pe Mir 4. E clar. No, bine, dar puteți să vă așteptați oricum rândul. Hai să mergem un pic la 4F. Bine, puteți să lăsați și aici caracterele de level 38, de un exemplu. Dacă sunteți până la levelul ăsta, mai dați un mic search. Un search e numai așa în plus, știi, deci nu e. Nu e. Nu e băgat ou, știi, adică, da. Cum a apărut băiatul meu? Ok. Prea bine treaba asta. Mergem în 4F. Hai să vedem. 4F-ul, să zice că ne ducem pe aici. Nu. Mergem pe aici. Am un fast travel. Da, deci cam așa ai putea. Din misiuni de recomandat să le faci din request și din mission. După cum v-am arătat la început, n-am apucat să vă arăt request-ul. La fel, de la început puteți să primiți misiuni. Uitați, misiuni cu Durstel și ia, Blue Dragon statuie, 5 bucăți îți dă... Lasă, nu mai citesc pe ăsta. Nu că e greu cu engleză, dar na. 2000 KPS, mai face și noi o glumă. Poți să primești un pet. Uite aici e reward. De la toate, dacă nu mai ai un exemplu, așteaptă până a doua zi cel puțin. Că o să vină. O să vină și asta. E, pe aici e bossul. Pune mă duc mă. Ia, vezi că eu trebuie să stau la minat. Am misiunea asta. Trebuie să stau la minat. Ai văzut? El nu a fost aici până acum. Dar eu, mai șmecher, o să fac așa. Ai văzut? What the fuck? Bro. What the fuck? Bro, what the... Ok. Hai să mor pe ăsta. Mir 4? Mir 4? Sau cum s-ar zice? Nu mai vreau să mă mai bat. Am fugit. Pa! Sunt în 4F. Da, mai bine renunțăm la ideea de a mai veni în 4F, că... Nu, e... Nu. E imposibil. Ați văzut încă și scris că l-am omorât pe ăla. What the fuck? Mă rog, trecem peste. O să ocupe adminii de el. GM-ul sau așa mai departe. Uite, aici nu e nimeni. De domne. Bă, frate, dar sunteți disperați, mă. Oh, băgam neaș. Băi, băiatule. Da, renunțăm la faza de a veni pe aici până rezolv adminic, oricum o să rezolve. Din dacă n-ați observat de fiecare dată când vă logați, un exemplu, uite ce am făcut frumos, am primit de alea.
când vă logați, un exemplu, pe MIR 4 mai nou, o să trebuiască să vă verificați. De ce? Din cauza lor. Pentru că, uite-te ce fac bețe, adică n-ai ce. Ei nici nu se termină, că se teleportează, se atacă între ei. Mai bine stau și nu mă gândesc la treburile astea, că uite-te aici. Deci cam așa face, se teleportează pe tine și te tot atacă în continuu. Dacă ai piese mai bune, na, aici 4F cam poți să faci PK. Dacă dai un exemplu pe ăsta de PK, îți scrie. Gen, să înveți ce scrie aici, safe, com, special, știi? Și cu astea e destul de ok. No, dar din misiuni zilnice poți să faci. Ah, el mă dă în jos. Dar nu cred că avem aici un loc în care... aici e zona normală unde te teleportează. Degeaba aș încerca să-l omor pe ăsta, că nu... Normal aș putea. Ia, hai să încercăm. 41 KPS. Hai să vedem dacă pot să-l fac față. Bun. Mi-am făcut față, ne punem pe normal. Dar de ce l-am omorât pe ăsta care mai avea... Nu, ei pe știe. Hai să vedem, luăm. Hai că luăm, dar trebuie să mă duc în 1F. Ok. Asta, asta, 6 bucăți sunt binevenite, să spun așa. Bine că chiar am nevoie pe Lancer. Așa, da. Bun, băieți, dacă te-a ajutat acest episod, nu uita să apeși pe butonul de like și subscribe. Și o să spun o chestie. Dacă aveți prieteni care abia de se apucă de acest joc, mergeți pe playlist și arătați videoclipurile mele. O să facem pe viitor mai multe videoclipuri și cu mystery și așa mai departe. Dacă aveți vreo întrebare, puteți să-mi scrieți în secțiunea de comentarii ca să vă ajut. Mă înțelegi? Poate știu deja răspunsurile și aș putea să vă ajut destul de mult, că normal ce ar fi de început, cred că aproape tot am explicat. Deci, de-aia chiar mă bucur că... Cam câte... Aha. Hai numai că... Prea bine stai pe aici. Mă scuzați, trebuie un pic să lupți pentru viața ta, să zic așa, dacă vrei să crești, că n-ai ce. Nu cred. Bă, cum l-a blocat? You can use it, dar de ce? Da, oh fucking cheater. Deja mă enervez. 4-6. Hai mă. Uite de aici. Aha, e asta. Pune ne batem, ne-au luat altcineva ta. Bă, nu l-a luat nici el. Ba, l-a luat și el, what? Ia du-te mai încolo. Ai vrut-o, nu, ia omori. Aoleu, ce despre... Ce... Doamne iartă-mă. Mă dați de cochie asta, dar nu. Serios? Otto? Ba, băiatul e disperat, știi? Băiatul te rupe acum, ce zice, bă? Hai că da! Stai că nu știu cum s-a dat teleportul în altă parte! Disperați-ți, bă, băieți. N-ai ce să faci, admin, can you help me? Or something, you know? Da, not for this, but for this cheater, you know? Asta mi s-a pentru admin. Cel mai bine să ne ajute, să le dea bani la ăștia și să nu-i mai avem prin preajmă, să zic așa, că nu. Mă rog, am făcut și un pic de râsete. Și așa mai departe. Bă, dacă te-a ajutat episodul, cum am zis, nu uitați de butonul de like și subscribe și... Ce zic, mult spor! Ce aici?
mult spor la juc, la piesuri, la statusuri de pe caracter și totul. Ce tu? Mă credeți că e prima dată când vin pe aici? Ok. Craft treasure. Oh, mai pe, what the fuck, 10k PS. Și ce de un comun mistică peace box. Am înțeles. Cred că ați văzut, dacă n-ați văzut, puteți să dați înapoi. Ok. Bă, că niciodată n-am fost aici, cred că, nu, că îți iau misiune și nu vreau. Ehe. Da, cam toți sunt de craft. Dar n-am atâta. N-am deloc, adică trebuie să mă duc să-l mai las pe caracterul ăsta, că... One hour speed ticket, mystery box... Hai mă să vedem. A, 100... Cât mă? 120k PS. Serios? Păi și ce-i pe aici? Pe aici e safar? Stai mă, să scot, că pe mine mai trezesc că m-au arătat ca băieții. Cred că mă duc înapoi. Mai contează. Bine, aici m-am... da, m-am blocat. Mă, bă, pe asta, dacă e albastră. Dacă tot sunt pe aici. Așa, bun, că să hai că aici vă să închidem. Mă scuzați că, să zic așa, m-am prostit un pic. Da, ne permitem câteodată, că nu trebuie să fim tot timpul serios, așa că v-am pupat, o zi frumoasă aveți în continuare și ne auzim data viitoare. Pa, pa!